Mai mulți elevi de la Colegiul Național Radu Greceanu din Slatina au îmbrățișat cu entuziasm cursurile de robotică. Considerată o disciplină de avangardă a viitorului, robotica este tot mai frecvent selectată de către tinerii atrași de provocările tehnologice din lumea modernă. Sub îndrumarea profesorului Alin Dumbrăvescu au reușit să creeze în laboratorul lor invenții care pot rivaliza cu cele ale profesioniștilor din domeniu. Aici avem ultima dată idee. Printăm pixelile care avem nevoie pentru anul acesta la jocuri. Trebuie să luăm acești pixeli hexagonali, să-i așezăm pe o tabelă în formă de mozaic. Cu ei adunăm puncte. Cine face mai multe puncte câștigă un meci. Meciurile se adună, sunt mai multe meciuri câștigate, îți asigură un loc mai bun la națională și la internațională după. Aici avem câteva prototipuri pentru panourile care le punem în jurul robotului. Pentru braț, toate sunt colorate cu graffiti. Aici avem și gherele cu care am mers la concursurile anterioare. Este prima gheară cu care am mers la Vâlcea în decembrie. A doua gheară cu care am mers tot la Vâlcea în ianuarie. Aici o gheară care am folosit-o în antrenamente în ultimele două săptămâni. Și aici avem suportul pentru gheri. Acesta este folosit chiar acum pe robot. Acum vă vom face o demonstrație de autonomus. Ce înseamnă asta? Robotul se va mișca automat pe teren. Pentru realizarea robotului am muncit aproximativ vreo 300 de ore, câteva săptămâni. Veneam, de exemplu, în vacanța de iarnă, veneam dimineața, plecam seara, ca să terminăm în sfârșit robotul și să obținem și un rezultat notabil. Este o pasiune pentru tine? Da, pentru mine cel puțin este o pasiune. Este o pasiune foarte mare robotica. Mi-a plăcut de mult. Iată-l pe micul lor roboțel și trucurile lui. Aceasta este perioada de autonomie. Autonomia este 30 de secunde în care robotul se mișcă singur. Obiectivul lui este să pună pe tabelă un pixel în centru și un pixel pe acea linie. Din păcate a căzut acolo pe jos unul. După ce termină această traiectorie, se va parca în zona trasată cu linii albastre și așa avem 58 de puncte. Elevii înțeleg că într-o lume aflată în continuă schimbare, competențele în domeniul roboticii nu doar că le vor deschide uși pentru oportunități profesionale, dar le vor oferi și instrumentele necesare pentru a înțelege și modela lumea din jurul lor. În curând, tinerii vor trece prin emoțiile unui concurs extrem de important. Eu, practic, merg la concursuri cu ei, le fac multe poze, desigur, asigurându-mă că arată foarte bine toți. După aceea îi postez pe Instagram. Curând vom participa la regional la Arad și avem toți multe emoții pentru că, logic, se mai întâmplă probleme cu robotul și trebuie să le reparăm repede și suntem stresați, așa, o tensiune. Noua echipă de robotică de la Greceanu nu se află la prima competiție. Anul trecut, adolescenții slătineni au reușit să obțină rezultate bune la 3 concursuri de specialitate.